Bună, dragii mei, bine vă regăsesc, o nouă citire și o nouă săptămână. Vă salut din Poiana Mărului, unde am încheiat o nouă tabără magică alături de Părintele Arsenie Voca, sau cum ne-a zis doamna noastră dragă de la Șinca Nouă, o tabără în care noi am mers pe urmele Părintelui Arsenie Voca și care ne-a însoțit și ne-a binecuvântat ca de fiecare dată. Să vedem acum care este mesajul pentru ultima săptămână din luna iulie, ce au îngerii să ne transmită, ce ar fi important noi să știm, cum ar trebui să ne poziționăm, care ar fi provocările sau temele acestei săptămâni, o săptămână a parteneriatului, o săptămână în care trebuie să facem acest parteneriat împreună, mai ales cu Dumnezeu, împreună cu Divinitatea, pentru că, cum am spus și zilele acestea, este vorba despre un drum cu două sensuri sau o autostradă, cum vreți voi. Este esențial, dar să ne facem și noi parte, așa cum este esențial să primim toată această călăuzire și să ne deschidem față de ea. O să folosesc acest set, The Shaman's Dream, să vedem ce ne pregătesc îngerii pentru această săptămână. Da, în această săptămână e important să lucrăm cu toate butoanele care pe care o să ni se apese, pentru că ego-ul nostru o să fie în flăcări, o să ne oglindim în oamenii din jurul nostru, o să înțelegem că atunci când cineva ne enervează, cineva ne apasă pe un buton, ego-ul nostru se flambează și vrea el să aibă dreptate sau vrea să se poziționeze undeva mai sus sau începe să judece. Deci, săptămâna aceasta este o săptămână a oglindirilor, o săptămână în care o să avem foarte multă treabă cu ego-ul nostru și trebuie să spargem orice oglinzi sau să eliminăm, da, acele, accesul la acele butoane ale ego-ului nostru. Cine are acces la aceste butoane ne poate duce într-un context care nu ne favorizează, care nu ne ajută. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Dacă las pe cineva să scoată cea mai rea versiune a mea, până la urmă eu sunt responsabil sau responsabilă că am dat voie acelei permisiuni, acele persoane, i-am dat permisiunea acelui om, da, să aibă acces în cămăruța sufletului meu și să facă genul ăsta să apese pe butoanele la care ar trebui să am acces doar eu. Deci, e important să facem această curățenie în jurul nostru, să înțelegem însă că e important să ne luăm puterea înapoi, e important să ne repoziționăm, este important să avem o idee mult mai clară legată de unde vrem să mergem, ce am vrea să trăim și ce am vrea să experimentăm. Acum, ce mai este iarăși important și este provocarea acestei săptămâni, este dat de intenții, de intenționalitate. Care este intenția mea? Intenția mea poate să fie să fac bine. Intenția mea este să nu-i supăr pe ceilalți. Dar asta vine din ego. Deci, vedeți cum hrănim toate aceste aspecte ale ego-ului nostru? Noi le hrănim, noi le dăm putere. Noi nu trebuie să ignorăm ego-ul nostru, dar trebuie să nu-i mai dăm atâta hrană și atâta putere. Deci, care este intenția? Ce vrei tu de fapt? Ce ar fi important să trăiești, să experimentezi? Cum ai vrea să arate viața ta? Trebuie să găsești, exact așa cum e mesajul acestei cărți, să găsești, să bagi firul ăla în ac și să reușești, da? Să dai deoparte orice te împiedică pe tine să mergi înainte, orice te împiedică pe tine să acționezi în direcția potrivită pentru tine. Și să vedem acum unde ne duce energia acestei săptămâni
Și aici vorbim despre echilibru, da? Adică trebuie să rămânem în echilibru, să ne dăm seama că orice furtună, orice energie din exteriorul nostru nu poate face altceva decât să ne testeze, să ne arate ce trebuie să rămână, ce trebuie să plece și ne aduce la centru, da? Gândiți-vă și la acul ăla care trebuie să revină tot timpul la centru. Gândiți-vă la elasticul ăla care vine înapoi. Așa și noi. Trebuie să privim că toate experiențele pe care noi le trăim ne readuc la centru, ne readuc la ceea ce este esențial, ceea ce este important pentru fiecare dintre noi. Și să vedem din cărțile mele care dintre arhangeli vine alături de noi în această săptămână. Să vedem. Mai vine arhanghelul Mihail, care ne spune, așa cum era de așteptat, este timpul pentru o schimbare pozitivă și clar este că dacă noi ne deschidem, noi ne repoziționăm, noi ne centrăm, da? E clar că urmează schimbare și întotdeauna, indiferent despre ce este vorba, toate aceste schimbări sunt pozitive. Foarte frumos mesajul acestei săptămâni și nu uitați că marți avem atelier cu nebunul, arhetipul nebunului. Mamă, ce mă nervează nebunul acesta, pentru că ce facem noi? Ne ascundem. Ne ascundem după umor, ne ascundem după nevoia aceasta de a căuta și a cerceta tot timpul, dar noi nu vrem să găsim de fapt. Nebunul acesta ne face să credem în lucruri care sunt de suprafață, ne ajută să ne ascundem, ne ajută să ne prefacem și ce e nasol. Apropo de ego și tema acestei săptămâni, nebunul este cel care ne pune măști. El ce zice? Hai că-ți mai dau o mască. A, nu e bună aia, hai că-ți mai dau încă o mască. Și purtăm măști și apoi când se dau jos măștile, ne întrebăm, băi, dar eu unde am fost în viața mea? Ce s-a întâmplat? De ce am ajuns în momentul ăsta? Așa că haideți marți, la 25 iulie, ne vedem la atelierul cu nebunul și sunt convinsă că va fi interesant. Asumați-vă și scăpați de el, pentru că o să vedeți că lucrurile o să se întâmple apoi la un cu totul și cu totul alt nivel. Vă mai aștept și tabăra din Eghina, mai avem câteva locuri la Sfântul Nectarie. Am pus și pe Instagram și puteți să vedeți în stories, în highlights, de fapt, și testimonialele fetelor care s-au înscris. Este o atmosferă așa, de-abia așteptăm. E fantastic să te duci acasă la Părintele Nectarie și eu vă aștept cu mare, mare, mare drag. Vă mulțumesc tare, tare mult! Să aveți o săptămână centrată și conectată cu energia sufletului vostru și să se așeze toate cum este cel mai bine pentru voi și spre binele vostru cel mai înalt. Scânteia divină din mine, salută, scânteia divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare. Vă